Bună! Vreau să-ți mulțumesc, stau să mă gândesc și cum, câte cuvinte și ce trebuie să fac, trebuie să zic nemulțumirea mea ca să fiu mulțumit, să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce faci în viața mea, pentru tot ceea ce, toate lucrurile care mi le-ai dat, toate evenimente, toate, îți mulțumesc pentru iubirea ta. Îți mulțumesc pentru clipele minunate din viața mea. Îți mulțumesc pentru răbdarea ta, dragostea ta și înțelegerea ta față de mine. Pentru că tu ești Dumnezeu și ești dragoste, ești Tatăl meu. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat așa o viață, chiar dacă, sigur, nu-i perfect, nu este, dar cu ajutorul tău și datorită ție, eu sunt în stare să mă bucur, să fiu bucuros, să fiu mulțumit și să fiu fericit de ceea ce este viața mea, de ceea ce realizez în viața mea și îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că mi-ai fost alături și atunci când mi-era greu, și atunci când mi-era greu, bine, chiar dacă eu credeam că gata, nu mai este nimeni lângă mine, gata, m-ai părăsit, gata, nu mai ești, dar lumina ta, tu erai lângă mine, tu erai deasupra mea, tu erai în locul în care, locul dat, deși eu credeam că mi-aduc aminte evenimente minunate, minunate, evenimentele neașteptate care se întâmplau în viața mea. Și nu mă mai gândeam, oare știam ce o să fie mâine, oare știam ce o să se întâmple. Dar tu îmi pregăteai, tu deja înaintea mea, înainte de a mă trezi, știai deja ce o să fie în ziua următoare. Și pentru asta îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Și tot trebuie toată viața să nu uit să-ți mulțumesc până vei muri. Îți mulțumesc pentru că mă culc dimineața și ajung noaptea și mă trezesc chiar dimineața. Și timpul ăsta trece repede, repede, dar dacă n-aș fi tu, nu m-aș mai putea să mă ridic din pat, n-aș mai putea. Îți mulțumesc pentru că viața mea, tu de mic, de când m-am născut, de când nu mai era, încă nu eram pe lume, până acum și până la moarte, îmi vei fi alături și tu ești cea mai bun prieten, ești cea mai bun tată, tu ești cea mai bun din lume, pentru că ești Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru grija față de lume, față de toți oamenii din jurul tău, chiar dacă nu mai vrem să nu mai acceptăm că tu ești cel care are grijă și că nu-s doar niște evenimente, niște, nu știu, lucruri norocoase sau niște lucruri întâmplătoare, ci tu vii acolo cu toată puterea ta, cu toată energia ta, vii și miști lucrurile în direcția corectă. Și îți mulțumesc că m-ai născut în poporul în care m-ai născut. Îți mulțumesc pentru toate. Cât și cred că în continuare trebuie toată viața să-ți mulțumesc, pentru că viața noastră este binecuvântată, este viața mea este binecuvântată, viața mea este plină de lumină, viața mea este plină de soare, vin plină de căldură, plină de miros, miros frumos, miros de care nu înțelegi mirosul ăsta, dar e un miros deosebit. Îți mulțumesc cu oamenii care
Au stat acolo și au apărut în momentul potrivit, la locul potrivit. Pentru că tu ai făcut posibil lucrul ăsta. Tu știai că eu trebuie să ajung acolo. Știai ce se va întâmpla în continuare. Și tu mi-ai dus oameni în cale, mi-ai dus oameni buni, mi-ai dat prieteni, mi-ai dat părinți, mi-ai dat tot și toate. Să mulțumesc pentru toate. Așa cum am să mulțumim, pentru că nimic nu este posibil față de Dumnezeu, nu? Că nu întâmplare este așa o pas întâmplare, noroc e așa o chestie care nu știu, abstract sau chestii de prost gust. Cum poți zici că ai noroc? Când poți zici că noroc și poate sau că niște superstiții, niște întâmplări, întâmplător, întâmplător, întâmplător. Dar întâmplarea trebuie să fie, să faci ceva ca să apară întâmplarea dată în viața ta. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc și îți mulțumesc. Îți mulțumesc, nu știu de câte ori pot să zic mulțumesc, dar toate acestea este sincer și cred că și oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să-ți mulțumim necontenit, chiar și pentru bine, chiar și pentru rău, pentru că după rău vine bine, știi ce asta e adevărat, sau din răul care îl trăim, putem să găsim ceva bine sau putem să răul dat care la momentul dat realizăm că răul dat nu este chiar atât de rău, ci e doar o situație de la care ești pus să treci. Chiar dacă te chinuiești, chiar dacă îți mai pare viața insuportabilă, viața îți pare atât de amară, atât de neplăcută, atât de iute, așa, atât de... Da, îți mulțumim. Pe tine, Doamne, te laud. Pe tine, bine, te cuvântăm. Ție-ți mulțumim. Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru, și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru.